Bună seara și bine ați venit la un nou live. După două live-uri făcute pe subiectul baticului și acoperirii capului, evident că nu puteam să ratez acest subiect fundamental al, al vestimentației. După ce am făcut live-urile astea despre, dacă vă aduceți aminte despre acoperirea capului, care au fost apropo printre cele mai vizualizate live-uri ale mele, deși de vreo două săptămâni aproximativ public în fiecare dimineață un clip de aproximativ 4-5 minute despre Domnul Isus Hristos în Vechiul Testament, live clipuri care au aproximativ, aproximativ 300, 400, 500, 600 de vizualizări, asta este media, după aia vom mai explodat uh, vizualizările pe YouTube cu aceste uh, live-uri despre batic, domnule, despre batic. Și foarte interesat, acolo s-a deschis cutia asta cu lucruri interesante și discuții fără capăt despre acoperirea capului, despre fuste, despre haine, despre tot felul de lucruri de genul acesta, ceea ce eu n-am intenționat, motiv pentru care am oprit comentariile pe YouTube. Multe persoane mi-au zis, eu zidit, eu zidită, sau zidit de Discuțiile care au loc acolo la secțiunea de comentarii cu privire la batic și la fuste și la haine și așa mai departe. Lasă secțiunea de comentarii deschisă. Am închis secțiunea de comentarii pentru că este canalul meu de YouTube, este pagina mea de Facebook și nu am timp să stau să verific toate comentariile respective. Dacă este canalul meu, eu ar trebui să pot administra. A venit o avalanșă de comentarii pe care eu nu le pot citi. Nu am timp să le citesc, nu am timp să le răspund uh, tuturor acestora. Și uh, acesta este motivul pentru care am oprit secțiunea de comentarii. Bun, dar de atunci, după ce am făcut live-urile astea, nu știu ce algoritm folosește YouTube, însă au început să mi apară tot felul de prorocii, vedenii, descoperiri, mărturii cu privire la Batic, fuse și așa mai departe. Da? Uh, și am fost curios să ascult și eu. Mi-am dat seama Că în mod intenționat, unei persoane folosesc titluri cu vedenie despre descoperire despre prorocie cu privire la Batic, prorocie despre uh, îmbrăcămintea femeii și așa mai departe, pentru a trage audiență. Ceea ce am făcut și eu în seara asta. Pur și simplu am pus titlul acesta. Acesta n-am avut nicio descoperire specială a, a parte de scriptură. Da, am o descoperire în sensul primar al termenului din scriptură cu privire la îmbrăcăminte, dar n-am avut nicio descoperire în asta, a parte de scriptură, pe care să vă spun. Uh, în seara asta. Totuși, aș vrea în această seară să las câteva gânduri, câteva principii, câteva observații despre fenomenul acesta foarte robust, aș putea să zic, în mediul evanghelic, unde îmbrăcămintea femeii este un subiect foarte, foarte, foarte important. Poate cu trecerea timpului am mai scăzut interesul, dar tot văd că există un val foarte puternic. Eu nu mi-am dat seama în chestii în continuare atât de puternic. Și acum aș vrea să fac câteva observații. Primul lucru pe care l-a spune, fără să am niciun fel dorința de a jigni pe cineva, ca unul care sunt adeptul decenței, ca unul care sunt adeptul acoperirii trupului și a zonelor senzuale, acoperirii trupului fără haine, care să scoate în evidență zonele senzuale, care să se dezgolească trupul și așa mai departe. Deci, ca unul care sunt pro-decență, pro-îmbrăcare, nu dezbrăcare, pro-acoperirea trupului, nu descoperirea trupului și așa mai departe, voi spune că eu cred că obsesia unora cu îmbrăcămintea femeii, voi începe lucrul ăsta pentru că este foarte important, arată o problemă foarte gravă în spate. În cazul unora, a multora, nu a tuturora, dar multora și a unora, asta este realitatea. Oamenii aceștia au o problemă. Și pentru că au o problemă nerezolvată cu ei înșiși, ei proiectează asupra surorilor, asupra femeilor problema lor ca, ele, ca și cum ele ar fi vinovate de problema lor. Nu, ascultați-mă. Domnul Isus Hristos a spus, dacă te uiți la o femeie și ai poftit-o în inima ta, ai și prea curvi cu ea în inima ta. Nu spune, ea este vinovată pentru cum s-a îmbrăcat, ea e vinovată că și-a scos în în evidență, ea e vinovată că și-a scos fundul în evidență, ea e vinovată că și-a dezgolit nu știu ce. Nu spune asta. Ea poate să aibă o responsabilitate și poate să fie vinovată dacă a făcut lucrurile pe care le-am menționat. Dar tu ești 100% responsabil de ceea ce faci, de ceea ce gândești, de ceea ce privești, pentru că nu ești un animal, o brută scăpată de sub control, care nu poate să se înfrâneze. Da? Ești de plin 100% responsabil. Obsesia ta cu aspectul care te provoacă la păcat, obsesia ta cu obiectul poftei tale. Dovedește că tu vrei să îți ascunzi păcatul, să-ți acoperi păcatul, să justifici păcatul și să blamezi obiectul care te strădește pe tine. Da? Și adevărul este că unei femei ar putea să îmbrace oricât sunt femei frumoase, poate, sau sunt femei care sunt atractive pentru tine. Sunt felul de femei care te atrag pe tine. Da? Și atunci mereu vei blama pe altcineva și îți vei justifica poftele tale nemortificate. Mereu vei justifica faptul că în tine există un cazan de nelegiuire care fierbe pe care care nu este stins și atunci ce să faci decât să te uiți în tine însuși să te duci cu problema ta la Dumnezeu atunci te descarci de responsabilitate vorbind obsesiv despre problemele altora despre problemele femeilor. Asta este primul lucru pe care le spunem. În al doilea lucru o mare problemă când se discută despre, în special despre vestimentația femeii, este faptul că se folosește expresia asta: îmbrăcămintea femeii în adunare. Eu sunt de acord că e normal să ai, un chiar și ca bărbat, să ai o îmbrăcăminte diferită în adunare față de uh, îmbrăcămintea din exteriorul adunării. Deși lucrul acesta este adevărat, totuși, asta a generat un comportament ipocrit. La adunare te îmbraci într-un fel, și când ai ieșit din adunare, schimbi total chiar principiile după care te îmbraci. Repet, e normal să. Ai un cod vestimentar. Și în acest cod vestimentar, o anumită îmbrăcăminte să fie pentru adunare, o anumită îmbrăcăminte când te duci la lucru, o anumită îmbrăcăminte când ieși la sapă, o anumită îmbrăcăminte când te duci într-o dumneție, la munte și așa mai departe, dar totuși este, sunt niște principii pe care întotdeauna le respect. Da? Ei, sunt unele persoane, și noi toți știm lucrul acesta, care în adunare au anumite principii, la ieșirea din adunare, în orice alt spațiu, în orice alt cadru. Din afara întâlnirilor de închinare ale adunării, principiile sunt total abandonate. Și este preluat full uh, principiile, practicile, trăirea, umblarea și aparența femeilor din lume. Asta este o problemă. Al treilea lucru pe care le spun este faptul că de o bucată de vreme îmi dau seama că noi trebuie să ne preocupăm și de îmbrăcămintea băieților. De ce? Eu nu înțeleg, eu personal nu înțeleg, da? Nu înțeleg. Deci nu pot să înțeleg ce e cu băieții ăștia Gelați, mulați, epilați, dezbrăcați. Deci nu pot să înțeleg ce e în capul acestor oameni. Nu pot să înțeleg. Și mie e mai grav decât faptul că o femeie este senzuală și faptul că poate uh, nu este. N-ai putea să spui că e indecentă, dar forțează lucrurile, da? În direcția aceea mai grav decât asta mi se par băieții ăștia e feminizați care nu arată ca bărbați. Arată ca femeile. Da, arată ca femeile. Și este o chestiune de care trebuie să ne ocupăm. Este o chestiune de care trebuie să ne ocupăm. Câți băieții din adunările noastre. Da? Te uiți la o fată dacă o fată este senzuală, dacă este atractivă, dacă forțează nota, într-un fel înțelegi că este o ispita ei. Ea este frumoasă, ea reprezintă ceea ce este frumos. Da? Și prin ea însă, și ea se îngrijește, elegantă și tandră și așa mai departe. Dacă vezi un băiat care se feminizează și înseamnă mai mult cu o fată, atunci îți dai seama că ai probleme foarte, foarte, foarte grave. Dintre marile probleme care sunt legate de discuția despre îmbrăcăminte, amintesc fanatismul și legalismul. Foarte multe fete, credincioase, născute din nou nici măcar n-ar da să asculte un minut dintr-o predică, dintr-un discurs, dintr-un live ca acesta, despre îmbrăcăminte, datorită fanatismului și legalismului, datorită faptului că zeci de ani s-a predicat un cod strict vestimentar, persoane care parcă au avut un fel de revelație, descoperiri directe de la Dumnezeu, care i-a spus exact cât de lungă să fie fusta, cât de lungă să fie mânica, până unde și așa mai departe, și persoane acestea s-au dat înapoi și jos, domnule, nu ne interesează. Pentru că au avut dreptate. Revelațiile alea nu sunt de la Dumnezeu. Da. Dacă Dumnezeu vrea să ai revelațiile alea, ți le dădea deja în Sfânta Scriptură. Uh, și când vorbesc de legalism, de fanatism, mă refer la anumite uh, aspecte foarte stricte promovate în anumite adunări. Și când vorbesc de legalism, mă refer la faptul că multe persoane au legat, de exemplu, Baticu. Chiar aminteam într-un live recent și imediat după aceea a apărut o mărturie în care uh, cineva pomenea despre o prorocie în care se spunea că cine nu are batic nu va fi răpită și așa mai departe. Da? Ăsta este legalism. Când legi de o chestiune de felul acesta, mântuirea sufletului tău. Da? Este legalism. Și repet, multe persoane s-au dat înapoi și nici măcar nu vor să ia în seamă discuția pe tema aceasta. O discuție care trebuie avută. Pentru că Sfânta Scriptură vorbește într-adevăr despre îmbrăcăminte. Sfânta Scriptură vorbește despre vestimentație. Vestimentația femei este importantă ca și a bărbatului. Acum, motivul pentru care se tot pomenește de aceste descoperiri, prorocii, vedeni și așa mai departe, este datorită faptului că persoanele care viu cu un mesaj de felul acesta încearcă să încarce cu autoritate un mesaj care de altfel nu ar fi credibil. Dacă eu va veni și vă spune vouă, fără să spun de unde e sursa, fără să vă dau niciun argument logic, fără să argumentez, fără să fiu rațional în ceea ce spun, doar să mă stropșesc, să vă ameninț, să vă manipulez și să vă spun că lucrul ăsta vine de la Dumnezeu, cel mai bun lucru pe care eu l-aș putea face ca să încarc cu puțină autoritate mesajul meu fără logică, fără argumente, fără sens, este să spun că lucrul acela mi l-a dat divinitatea, mi l-a dat Dumnezeu, am avut o descoperire, am avut o prorocie, m-am întâlnit cu cineva într-o circunstanță specială și mi-a venit o descoperire cu privire la lucrul respectiv. Deci despre asta este vorba, să încearcă construirea unei aure sau uh, punerea unei aure de autoritate asupra unor mesaje care nu sunt din Sfânta Scriptură și care nu au temelie în Sfânta Scriptură. Asta este realitatea, pur și simplu asta este realitatea. Uh, Acum, noi suntem, trăim într-o societate care este plină de stimul sexual. Este o realitate pe care trebuie să o recunoaște. Dacă te duci într-un magazin, dacă te duci într-o... Dacă te duci... Se întâmplă în unele locuri și lucruri acesta. În, intri într-o instituție publică de poliție. Calendar cu o femeie dezbrăcată. Te duci la un service. Femeie dezbrăcate. Te duci să-ți cumperi o drujbă, femei dezbrăcate cu drujba în mână. Te duci, uh, nu știu, la o farmacie, femei dezbrăcate. Magazine de haine, femei dezbrăcate. În mall, femei dezbrăcate. Cum ai intrat femei dezbrăcate? Mergi pe autostradă, reclame cu femei dezbrăcate. Și așa mai departe. Există un bombardament constant cu stimul sexual. Este o realitate în care noi trăim astăzi. De anumite scene de felul acesta nu te poți feri indiferent ce ai face. Indiferent ce ai face. Și există fără să ne dăm seama, la nivelul subconștientului nostru, o desensibilizare progresivă a noastră. Ne obișnuim cu imagini senzuale. Ne obișnuim cu expunerea acestor părți senzuale ale corpului femeilor, corpurilor femeilor, da? Și suntem desensibilizați. Și atunci codul vestimentar suferă transformări și în funcție de această desensibilizare. Nu ni se, se, mai pare anormal anumite lucruri. Nu pentru că noi am progresat. Nu pentru că noi ne-am dat seama, domnule, eram fanatici cu 30 Nu de asta, ci pentru faptul că societatea, cultura în care trăim, ne-a bombardat atât de mult cu stimul sexual, încât noi am devenit insensibil. Am devenit insensibil. Uh, legat sau la polul opus, este cultura evanghelică foarte bine împământenită, unde un anumit cod vestimentar este foarte bine așezat. Da? Ți se spune lungimea fustii, ți se spune lungimea mânicii, ți se spune lungimea baticului, forma baticului, culoarea baticului și așa mai departe. Este o cultură care s-a creat și care se află în coliziune cu această deschidere spre pornografie liberă a societății, că asta este realitatea prin efect de pendul, da, vis-a-vis -vis de, să zic, mișcarea tradiționalistă evanghelică, avem bisericile mai moderne, da? din curentul acesta, să zic, antitradiționalist, numit libertin de unii, unde, prin efect de pendul, persoane din aceste biserici, multe persoane și chiar predicatori, învățători, păstori din aceste biserici, spun, domnule, nu există nicio legătură între modul în care te braci și inima. Dumnezeu se uite la inima, Dumnezeu nu se uite la înfățișare. Dar și se citează chiar anumite pasaje din Sfânta Scriptură. Deci toată lumea, indiferent ce prostie spune, ar putea să ciupească o expresie, un verset din Sfânta Scriptură și să spună, vezi, uite, am din Biblie o dovadă asupra sau legat de lucruri pe care le spun eu, da, care să-mi justifice lucrul pe care le spun eu, care să fie o temelie. Pentru teoria mea, pentru practica mea și așa mai departe. Sigur, fiecare poate să facă lucrul acesta. Asta este un fel de gnosticism. Este o într-un fel. Uh, în ce sens? În sensul că se rupe prea puternic legătura dintre Suflet și Trup. Sufletul nostru se exprimă în exterior. Eu nu pot să spun, a, nu există nicio legătură între hainele pe care le port și uh, inima mea. Ba, există. Ba, sigur că există. Și sunt chiar exemple practice, exemple clare, ilustrative ale acestui adevăr în Sfânta Scriptură, unde starea spirituală a cuiva este arătată prin vestimentația ei. Găsiți, de exemplu, expresia în proverbi îmbrăcată ca o curvă. Autorul scripturii spune că o femeie era îmbrăcată ca o curvă. Deci există o îmbrăcăminte care, chiar dacă n-ai fi curvă în realitate, dacă te îmbrăca în felul acela, îmbrăcămintea aia ar spune despre tine, sau tu ai spune prima îmbrăcămintea aia că ești o curvă. Poate nu ești și ai transmit un mesaj fals. Dar asta spune îmbrăcămintea. Ei, în cazul ăla nu poți acuza pe alții că te percep ca pe o curvă. Pentru că Biblia spune că femeia aia era îmbrăcată ca o curvă. Înțelegeți? Și a luat înfățișare de curvă. De exemplu, când Tamar îl ispitește pe Iuda. Sau în proverbe, femeia aceea care se îmbracă într-un anume mod ca să-l atragă pe tânărul acela neexperimentat, și să-și înșele bărbatul cu el, da? Uh, astfel că, având de o parte și de alta aceste două tipuri de creștini sau aceste două tipuri de biserici sau aceste două tipuri de predicatori sau aceste două tipuri de discursuri, unii care sunt legaliști și se duc spre fanatism și unii care uh, se duc spre libertinaj, sunt antitradiționaliști, având aceste două curente, care merg paralel, ele practic nici nu prea au un dialog, uh, unul cu celălalt, cele două curente. Ceea ce este rău, uh, asistăm la un dialog a surzilor, fiecare strigă opiniile lui. Foarte puține persoane stau să analizeze ambele opinii obiectiv. Foarte puține persoane spun, dom'le stai să-mi analizez prejudecățile mele, stai să văd dacă există un adevăr și în ceea ce spune celălalt. Stai să văd dacă există măcar o formă de adevăr în ceea ce spune celălalt, indiferent cine ar fi celălalt. Există un dispreț reciproc din partea, cum să numiți, libertinilor sau antitradiționaliștilor față de legaliști și fanatici și din partea tradiționaliștilor sau chiar conservatorilor față de ceilalți. Da, un dispreț. Oh, ăștia sunt libertini, ăștia, ăia nu sunt mântuiți, ăștia nu o să fie luați la răpire, ăștia nu sunt pregătiți pentru venirea Domnului, ăștia o să rămână pe pământ, ei se duc la mare, se duc la strand, ei, să, femeile îți îmbracă cu pantaloni, nu-și pun batic, ăștia ratați, domnule, îți pierduți pentru totdeauna. Discursurile astea nu ne ajută la nimic, asta este opinia mea. Indiferent că spui că mesajul tău vine de la Domnul prin prorocie, prin vedenie, printr-un vaz de lucru și așa mai departe. Deci, indiferent cum încerci să justifici ca autoritate mesajul tău, nu te ajută la nimic. Din punctul meu de vedere, pe termen lung. Da? Plus că avem de face cu multe argumente sentimentale. Deci dacă, nu știu dacă aveți timp, eu am ascultat pentru educarea mea pe viitor. Să știu în ce ape în not. Da? Apele evanghelice, ce temperatură au. Am ascultat anumite mesaje foarte și am ascultat secundă după secundă, minut după minut cu pixul mână și am scris. Care sunt argumentele pe care le folosești Foarte multe argumente sentimentale. Am simțit atunci când mi-am luat fusta, am simțit când mi-am pus batic că sunt protejată. Am simțit când mi-am mi schimbat vestimentația în felul ăla sau din felul ăla în felul ăla. Am simțit că mă puteam ruga mai liberă. Am simțit că s-a întărit comuniunea mea cu Dumnezeu. Am simțit că Dumnezeu îmi spune. Am simțit că ceilalți nu știu cum. Am simțit că cineva se putea apropia. Am simțit că cineva nu se mai uita. Simțea, tot simțea, 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 simțea. Biblia este uitată undeva în neștire și noi acum vorbim despre ce simțim. Și într-adevăr, dacă mesajul ăsta vine de la o femeie, poate către alte femei, femeile acelea ar simți că se regăsesc în mesajul acela. Întrebarea este dacă eu trebuie să mă las condus sau condusă, că este vorba despre tine, o fată sau o femeie care asculți, de ce simte o soră sau de ce simte un frate. Dacă nu ar trebui să fie un mesaj obiectiv pe care cineva să mi-l transmită din Sfânta Scriptură, un mesaj argumentat, un mesaj care are o logică internă, lăuntrică, un mesaj care să aibă coerență, claritate, un mesaj care să nu vină din prejudecățile mele, din sentimentele mele, din niște idei personalizate și să aibă o temelie în cuvântul lui Dumnezeu. Da? Argumentele sentimentale sar ca popcornul când se deschide un subiect despre batic, despre investimentație. Bum, 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 Argumente, foarte multe argumente sentimentale. Ascultați dacă nu aveți ce face, mesaj de felul acesta să vedeți că asta este realitatea. Dar dacă mă întrebați pe mine care e problema cea mai gravă? Problema cea mai gravă în dialogul despre. de fapt, nu mai există niciun dialog de foarte multă vreme, poate. Dar, în discursurile despre vestimentație, despre Batic și așa mai departe, o mare problemă este că nu se pornește de la Evanghelie. Nu se pornește de la inimă. Nu se pornește de la ceea ce este înăuntru omului. Da? La ce mă refer? Dacă o persoană spune vreau să port fustă și batic tot timpul, pentru că nu sunt răpită, pentru că Domnul nu mă mai iubește dacă nu fac lucrul ăsta, are o problemă de inimă, nu a înțeles mântuirea. Are o problemă de inimă. Ea nu face lucrul ăsta ca un efect al unei transformări pe care Domnul a adus-o în viața ei, ci face lucrul ăsta ca să câștige valorul lui Dumnezeu, ca să fie primită de Dumnezeu, ca să se simtă mai liberă în rugăciune, ca să nu aibă sentimentul de vinovăție ca ceilalți oameni să observe sau frați și să aprobe și ea să-și preia o neprihănire de sine din lucrul acesta. Deci inima contează foarte mult. Motivul pentru care faci lucrurile contează foarte mult. Fie că faci lucrul ăla ca să atragi privirile, ca să fii senzuală, ca să fii apreciată, ca să stimulezi poate sexual. Da? Fie că faci lucrul ăsta, fie că faci lucrul ăsta ca să-ți legi neprihănirea de sine. De o bucată de cârpă, în ambele cazuri, problema este de inimă Problema nu este de cod vestimentar. Ăsta este lucru pe care îl înțeleg persoane foarte greu Când o persoană aude anumite lucruri Pe care le spun despre vestimentație Spune clar Omul ăsta vrea să Dea frâul liber Să se îmbrace femeile cum vor ei Cum mi-a scris unul când am vorbit despre uh, Batic A, păi să vină femeile de acum în chiloț în biserică uh. Persoana asta e foarte greu să discuți. Persoana asta nu înțelege care e esența problemei. Esența problemei nu este dacă cârpa e suficient de lungă, suficient de largă. Esența problemei este inima. Până nu ai tratat problema inimii, din punctul meu de vedere, nu ai rezolvat absolut nimic, chiar dacă ai reușit să convingi audiența ta să adopte codul de vestimentar pe care tu îl indici. N-ai rezolvat în realitate nimic pentru că nu te-ai atins de inimă. N-ai rezolvat problema prin Evanghelie, ci ai rezolvat problema prin lege, ai rezolvat problema prin fică, ai rezolvat problema sentimentală, ai rezolvat problema prin manipulare. Practic ai acoperit o problemă, n-ai rezolvat-o cu absolut nimic. Da? Este doar în mintea ta rezolvarea problemei respective, da? De asemenea, da? Nu vreau să vorbesc doar despre legalism. Vreau să vorbesc și despre rebeliune. Sunt femei care vin din medii din felul acesta super tradiționaliste, și au aruncat totul peste gard și acum s-au dus într-o altă extremă. Dar s-au dus într-o altă extremă și în continuu vorbesc despre faptul că Dumnezeu se uită la inimă, bărbații sunt niște misogini, uh, domnule, voi aveți probleme și nu știu ce, s-ar putea să aibă dreptate în anumite privințe sau într-o oarecare măsură. Dar motivul pentru care ea face toate lucrurile acestea și caută justificări și explicații și argumente este datorită faptului că este rebelă. S-ar putea să fie o fată rebelă. S-ar putea să ai dreptate dar rebeliunea din inima ta nu justifică ceea ce spui și ceea ce faci s-ar putea să nu ai dreptate și să nu ai dreptate tocmai datorită faptului că rebeliunea ți-a orbit mintea e rebelă da? mai spun un lucru există o abuzare a subiectului care exista de lungul timpului o abuzare a subiectului. Adică s-a vorbit foarte mult, prea mult. Ceea ce a dus la o desensibilizare și un dezinteres. Adică, femeile care, să zicem, călcau codul respectiv vestimentar. Apropo, femeile care călcau codul vestimentar impus acum 30 de ani sunt femeile văzute fanatice astăzi, legaliste, da? Deci, ele sunt femeile înguste. Dar, revin. Uh, ce a produs dezinteres? Abordarea prea frecventă, fără argumente, fără scritură, abuzivă a acestui subiect a produs un dezinteres și o desensibilizare. Surorile care au luat pe spinare în continuu, cu baticul și cu fusta și așa mai departe, s-au obișnuit cu asta. S-au obișnuit cu asta. Uh, iar pe de cealaltă parte avem persoane care, auzind discursurile astea atât de prost construite, nu mai dau doilei pe subiectul ăsta nu mai dau 2 lei. Da? Deși el este unul important. Da? El este unul important. Iar argumentul care s-a folosit foarte des și care pentru mine ar fi o jignire într-o oarecare măsură, nu în totalitate, este argumentul cu bărbații. Ia unul aleatoriu. Că am auzit foarte multe argumente de ce femeia se îmbrace, de ce și așa mai departe. Lucru cu care eu sunt de acord. Nu vă spun exact ce înțeleg eu prin decență acum. Poate într-un alt live. Dar argumentul cu bărbații, cum că bărbații sunt mereu ispitiți și așa mai departe, este un Argument care denigrează bărbatul, de fapt. Este un argument care produce în inima femeii rebeliune. Este un argument care produce în inima femeii o lipsă de respect față de bărbat. Doamne, uite pe cineva care nu mă poate respecta chiar dacă eu sunt îmbrăcat într-un fel. Uite un bărbat care, care nu se poate purta cu mine ca și cu o femeie doar pentru faptul că am sân, domnule, sau am fund. Da? Din nou, eu nu zic că ea este justificată, dar ce spun este că se toarnă mult gaz pe foc cu discursurile acestea legaliste, moraliste, uh, fanatice, a spune. Uh, și așa sunt văzut bărbații ca niște misogini, unii dintre ei niște animale scăpate de sub control, unii dintre ei ca unii pentru care instinctul sexual este un fel de Dumnezeu, el conduce totul, el își pierde mintea când e provocat instinctul lui sexual. Ceea ce este foarte trist. Este foarte, 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 foarte trist. Acum, în acest argument care se duce, nu? Că bărbații sunt stimulați sexual prin vedere și ei se aprind mai repede și așa mai departe, există un adevăr. Noi nu trebuie să negăm lucrul acesta. Și realitatea aceasta care există în argumentul acesta este de fapt o binecuvântare de la Dumnezeu când Stimulul sexual, atracția sexuală este manifestată în căsătorie. Da? De aceea, bărbații trebuie să arate stăpânire de sine, trebuie să arate respect, trebuie să arate tact, trebuie să arate tandrețe și niciodată n-ar trebui să dea cumva senzația că bărbații sunt niște animale care nu se pot controla. Și din pricina asta, femeile trebuie să poarte un sac pe ele. Uh... Acum mai este și evident, societatea în care noi trăim uh, face ca subiectul acesta să polarizeze persoanele în două extreme diferite. Uh, și trebuie să fim înțelegători cu fapt, cu femeile, cu surorile, cu fetele care suferă practic din partea acestei culturi și societăți în care trăiesc. Uh, suferă pentru că sunt văzute și dacă ar trăi poate la un nivel decent dacă s-ar îmbrăca la un nivel decent, ar fi văzut ca... Nu, asta e o vinovăție deja. Înapoiate. Femei marcate, de bigotism. Da? Și acum să aruncă eticheta asta cu Evu mediu. Uite, domnule, asta e îmbrăcată ca în mediu. E îmbrăcată ca o călugăriță. Da? Chiar dacă nu există nicio legătură între o îmbrăcăminte unei călugărițe și vestimentația ei. Live-ul acesta a fost un fel de... de privire de ansamblu, un fel de survol, Asupra problemei astea, a vestimentației, a hainelor, a îmbrăcămintei femei. Întrebarea cu care eu aș vrea să închei, o întrebare foarte serioasă, este care este motivația ta? În îmbrăcămintea ta, care este motivația ta? Să știi, motivația este cea mai importantă. Ce vrei tu să faci, de, de fapt? Pentru ce te îmbraci în felul în care te îmbraci? Care este starea inimii tale? Care este inima ta față de Dumnezeu? Care este inima ta față de bărbați? Care este inima ta față de biserică? Care este inima ta față de lume? Este foarte important să-ți răspunzi singur la întrebările astea. Eu, dacă aș fi în locul tău, mi-aș scrie pe o foaie. Și aș scrie. Vestimentații. 1. Relația vestimentației mele cu Dumnezeu. Care este starea inimii mele față de Dumnezeu? Dacă Dumnezeu mi-ar spune să mă îmbrac într-un alt fel, ce ar clocoti, ce ar ieși din inima mea. 2. Vestimentația și bărbații. Când mă gândesc la vestimentația mea și la bărbați, ce sentiment mă încearcă? Dezinteres? Nepăsare? Sfidare? Dorința de a provoca? Dorința de a stimula? Dorința de a atrage? Dorința de a face un reclamă unui produs pe care de fapt nu vreau să-l vând? Concurs? Competiție? Ce vreau eu să fac? 3 relația mea cu lumea? Este vreo legătură între modul în care mă îmbrac și dragostea mea pentru lume? Este vreo legătură între modul în care mă îmbrac și faptul că vreau să fiu și eu în rând cu lumea, să mă potrivesc culturii ăsteia, să fiu îmbrăcată ca studentele cu care mă întâlnesc, cu care merg la cursuri, să fiu îmbrăcată ca prietenele mele cu care mă întâlnesc și care sunt, cu care sunt prietenă de 20 de ani? Care este inima ta Față de lume, față de frați, față de Dumnezeu. 4. Vestimentația mea și adunarea. Ce vreau eu să fac în adunare? Când mă îmbrac în felul în care mă îmbrac și mă duc la adunare, ce vreau să fac? V-am spus de o grămadă de ori pentru că este poate una dintre cele mai răspândite forme de ipocrizie. Este o mare ipocrizie, o mare ipocrizie să-ți acoperi capul și... Uh, de la cap în jos, totul să pleznească pe tine. Să-ți iasă, spun frontal, sânii în evidență, poate chiar să-ți se vadă, să-ți iasă fundul în evidență. Adică să fie strigător, adică mă înțelege ce vreau să zic. Să fie că faci lucrul ăsta din ignoranță, poate îl faci din rebeliune, poate îl faci tocmai pentru că vrei să atragi atenția. Habar nu am. Dar este o formă de ipocrizie. Este o formă de ipocrizie vreau să spun că m-am... Ce vreau să spun? Vreau să spun, doamne, adopt codul vestimentar despre care voi vorbiți. Dar am pun ceva transparent sau îmi pun așa un jnur pe mijlocul capului. Adopt codul vestimentar despre care voi vorbiți, dar îmi pun o fustă care rupe gura târgului. Și în loc să împiedic ca oamenii să fie atrași de mine, de fapt stimulez lucrul acesta. Da? Stimulez lucrul acesta. Deci, asta este întrebarea. Întrebarea fundamentală este cu privire la inima ta și la motivația ta. Asta e cea mai importantă întrebare. Și negarea unei dimensiuni sexuale a existenței umane nu face bine nimănui. Dimensiunea sexuală a existenței noastre este una foarte importantă. Și -a o nega din nou. Este o ipocrizie. Tu știi că nu e adevărat. Și nu ajută pe nimeni. Da. Ea trebuie luat în calcul. Nu trebuie exagerată, dar trebuie luat în calcul. Și ultimul lucru. Ar fi interesant să studiați primul eveniment în care Dumnezeu îmbracă oamenii. Și îmbrăcămintea arată două aspecte. Primul lucru pe care îl arată îmbrăcămintea este că noi am fost dezgoliți de neprihănirea noastră originală datorită păcatului. Și când am fost dezgoliți, ne-am simțit goi și ne simțit goi. Și primii oameni s-au simțit goi. Asta nu e o chestiune culturală, cum încearcă să spună unii. Că poate exista o cultură în care oamenii, dacă ar fi dezbrăcați, cum au fost și sunt unele culturi, unele trimburi și acum nu știu dacă vreți să vă întoarceți în sălbaticii, dar oricum nu știu ce aduc unii oameni argumentul ăsta. Dar oricum îi zic, domne, acolo, uite, îți dezbrăcați și n-au niciun fel de problemă. Bun, vrei să te duci acolo sau care treaba? N-am înțeles. Faptul că o societate este decăzută, dar un trib este decăzut, Într-un anumit aspect, asta nu înseamnă că ăla este normă. În fine, ne întoarcem la scriptură. Când omul a căzut și a pierdut neprihănirea aceea originală, s-a simțit vinovat și, și, nu doar îmbrăcămintea arată starea noastră dezgolită de neprihănire, ci îmbrăcămintea pe care Dumnezeu a dat-o a fost o prorocie, o prefigurare, o prevestire a neprihăniei cu care Hristos urma să vină să ne îmbrace. Da? Deci, va. Hainele au o legătură cu Evanghelia. Hainele au în primul rând o legătură cu starea noastră decăzută de goliciune și hainele au o legătură cu Domnul Isus Hristos, cu neprihănirea, cu puritatea, cu curăția pe care El ne-a dat-o ca să fim îmbrăcați cu ea și să scăpăm de acea vinovăție, de acea conștiință îngărcată și de acel sentiment profund de vinovăție. Și întrebarea este ce vrei să faci cu hainele tale? Să stăvilești păcatul sau să-l stimulezi? Vestimentația poate fi o reclamă bună pentru Evanghelie sau poate fi o uh, stimulare. Sexuală poate să fie o stimulare uh, a păcatului. Asta poate să fie. Concluzionez în felul acesta. Îmbrăcămintea are de-a face cu Inima ta. Îmbrăcămintea are de-a face cu Evanghelia. De aici mi-aș dori să începi să gândești. De aici mi-aș dori să pornești. Mi-aș dori să lucrezi cu inima ta întâi. Mi-aș dori ca inima ta să fie pusă pe masă înaintea Duhului Sfânt și El să opereze în ea. El să dea pe față intențiile, motivațiile, atitudinile, gândirea care nu este după cuvântul lui Dumnezeu, să o curățească, să o purifice. Și eu sunt sigur că la un moment dat vei înțelege cum trebuie să te îmbraci fără să ai nevoie ca să vine cineva cu descoperiri ca să-și aroge o autoritate pe care de fapt nu are. Acestea fiind spuse, dragii mei, uh, vă doresc o seară binecuvântată. Sper să vă fi fost de folos acest mesaj. El va apărea curând pe YouTube, canalul de YouTube Apologia Reformată. De acolo puteți da share unde doriți dumneavoastră. Sper să fie de folos multor persoane care se confruntă cu unele de lucruri pe care le-am menționat, fără ca să doresc în vreun fel să le lezez ci mai degrabă ca Dumnezeu să folosească de lucrurile acestea pentru transformare și schimbare. Acestea fiind spuse, la revedere!